În Europa revin restricțiile. Italia a năsprit măsurile de siguranță sanitară în taxiuri, trenuri și autobuze ca urmare a numărului tot mai mare de cazuri de coronavirus. Și Germania ar putea impune certificatul COVID-19 pentru mijloacele de transport în comun. În Belgia, masca de protecție trebuie purtată și de copiii de la 9 ani în sus, iar angajații revin la telemuncă. În Ucraina, președintele Volodimir Zelensky promite bani celor care se vaccinează anti-Covid. 838 de ucraineni au fost răpuși de virus în ultimele 24 de ore. Este cel mai mare bilanț înregistrat de la începutul pandemiei. Ucraina a devenit a doua țară din lume cu cele mai multe noi decese zilnice după Rusia. Cu un sistem public de sănătate defectuos și o rată mică de vaccinare, președintele Vladimir Zelensky a anunțat un buget de 200 de milioane de euro pentru acordarea unei recompense financiare tuturor celor care se imunizează anticovid-19. Șepleni, Fiecare persoană care a primit două doze va putea primi 1000 de grivne, adică aproximativ 35 de euro, o sumă importantă pentru una dintre cele mai sărace țări din Europa persoanele vaccinate pot cheltui apoi această sumă pentru un abonament la o sală de sport, pentru a merge la cinema, la teatru, la muzeu sau pentru a plăti o călătorie internă cu trenul sau cu avionul. Astfel vor fi ajutate și industriile cel mai grav afectate, a menționat Zelenski. Ca urmare a numărului tot mai mare de cazuri de coronavirus, Italia și-a năsprit măsurile de siguranță sanitară în transport. Doar doi pasageri pot ocupa bancheta din spate unui taxi dacă nu fac parte din aceeași familie iar trenurile pot fi oprite dacă există pasageri cu simptome COVID. Totodată, în stațiile importante precum Milano, Roma sau Florența, pașaportul verde va fi verificat înainte de urcarea în tren. În autobuze și tramvaie, ușa din față va fi deschisă atunci când există un perete de protecție între șofer și pasager, iar măștile rămân obligatorii. Măsurile antiepidemice revin și în Belgia. Masca de protecție devine obligatorie în interior de la vârsta de 9 se revine la telemuncă, discotecile se închid, iar activitățile sportive în interior vor fi anulate pentru cel puțin 3 săptămâni.